Suntem din nou la Zoochester, Marea Britanie, unde am întâlnit una dintre cele mai înalte specii de animale, girafa. Din cei aproximativ 5 metri înălțime, gâtul ocupă 2,5 metri și are același număr de vertebre cervicale, 7, ca orice altă specie de animale, e adevărat, forma acestora fiind mult alungită. Ating și o greutate considerabilă, aproximativ 1000 kg la femele și 1500 de kg la mascul. Sunt animale erbivore și au un stomac pluricompartimentat, asemănător cu cel al vacii. Se hrănesc cu frunze, flori, coși de semințe și fructe, ajungând să consume până la 65 kg pe zi, dar mulțumindu-se și cu mai puțin de 10 kg pe zi, dacă sursa de hrană nu este suficientă în mediul natural. Consumă puțină apă, putând să se adapte și la interval de 3 zile, cel mai probabil ca o adaptare la mediul natural arid, specific Africii. Nu doar gâtul are particularități, ci și alte modificări specifice au evoluat de-a lungul timpului la giraf. La nivelul capului se observă prezența coarnelor, proeminențe osoase acoperite însă cu piele și blană, comparativ cu alte rumegătoare. Masculii pot dezvolta și o a doua pereche de osicoarne. Craniul conține zone osoase pneumatice extinse, ceea ce îl face ușor. Buzele superioare sunt extrem de flexibile și ajută împreună cu limba, care poate atinge până la 45 de centimetri, să prindă cu ușurință frunzele, preferatele fiind cele de salcâm. Un strat de papile căptușește aceste zone și protejează foarte bine de înțepături sau răniri în timpul hrănirii. 225 de kilograme de mușchi tensionați la nivelul gâtului și deplasarea puntei articulare între T1 și T2 față de C7 și T1 la alte rumegătoare conferă multă flexibilitate gâtului. Inima, extrem de bine dezvoltată, atinge aproximativ 10 kg și, la cei 60 cm lungime, reușește să pompeze cu eficiență sânge în tot organismul, pulsul fiind de 150 bătăi pe minut. Cu toate acestea, un sistem de 9 valve pe vena jugulară și o piele groasă, strânsă pe picioare, previne fluxul de sânge să devină foarte abundent în zona capului și a membrelor. Picioarele lungi, în special cele din față, deși par mai degrabă să le împiedice la mers, ajută girafele să atingă la galop între 30 și 60 km/h, gâtul ajutându-le la menținerea echilibrului. Au o vedere bine dezvoltată și pot comunica tactil, acustic, deși emit sunete rar și mai slab, și chimic, prin miros. Dorm mai puțin de 2 ore pe zi, atât culcat cât și în picioare, deseori sprijinindu-și capul pe unul din picioarele din spate, formând un arc impresionant cu gâtul. Trăiesc în turme de 20-25 și sunt animale poligame. Sezonul de împerechiere este din mai până în august, cu o periodicitate la 20-30 de luni, iar gestația durează între 400 și 468 de zile. Puii, apți să se țină pe picioare încă de la fătare, au 2 metri înălțime și 50-55 kg și suc până la 12-16 luni. În general, se reproduc după vârsta de 7 ani, deși devin maturi sexual la 3-4 ani. Trăiesc până la 20-27 de ani în grădinile zoologice și între 10 și 15 ani în mediul natural. Am văzut într-o emisiune anterioară la Academia Veterinară cum se descurcă struții, ajutați de picioarele lungi, agile, o carenă sternală extrem de puternică, dar și un cioc bine dezvoltat. Ce se întâmplă însă atunci când se întâlnesc două specii cu gât și picioare lungi? Un pui de girafă și un struț își testează forțele într-un țarc din grădina zoologică. Vom discuta astăzi la Academia Veterinară cu specialistul Anca Ivan, un vechi colaborator al nostru, așa cum am promis într-o emisiune anterioară despre obezitatea la pisică. De data aceasta nu mai este Ioio cu noi, este Figaro. Figaro care încearcă să ne convingă că are ceva kilograme în plus și vom încerca și noi să-l ajutăm să le dea jos. Până atunci însă, haideți să vedem câteva cuvinte legate de acest subiect. Ce este obezitatea? Obezitatea, din păcate, reprezintă cea mai frecventă formă de malnutriție întâlnită la pisicuțe. Cât zic malnutriție, nu mă refer numai la hrană de proastă calitate sau la hrană insuficientă, ci la hrană care nu este adaptată necesităților nutritive ale pisicuțelor în anumite etape de viață. Care sunt principalele cauze ale acestei patologii? Pentru că vorbim de o patologie. Cea mai frecventă cauză este supraalimentația. Faptul că li se dau acestor animăluțe alimente care nu corespund cu necesitățile lor. După cum am mai amintit, animăluțele își fac un comportament ăsta alimentar mult mai expresiv, încep să miorlăie, proprietarii nu pot rezista la rugămințe. Asta cred că putem spune că principala cauză a obezității este proprietarul, da, și abia pe urmă celelalte. Da, cred că ar putea fi luate în ordinea aceasta. Sunt mai multe cauze corelate cu, cum am spus, cu etapa de viață. Trebuie să ținem cont că în funcție de vârstă metabolismul se schimbă, ca și la noi, și atunci hrana trebuie să fie adaptată în permanență. Nu putem să oferim aceeași hrană, o hrană cu același conținut caloric unui animal adult față de la fel ca unui animal în creștere, întrucât la vârsta adultă necesarul energetic este mult mai scăzut, este de aproape 3-4 ori mai scăzut decât cel al unui puiuț. Deci și vârsta este un factor predispozant. Activitatea pe care o desfășoară, după cum bine știm, atât noi proprietarii de pisicuțe, cât și noi ca medici veterinari, pisicuțele sunt animăluțe care preferă să doarmă în cea mai mare parte a zilei, cam 80% din timp și-o petrec dormind, deci activitatea este destul de minimă. Acest fenomen al obezității apare îndeosebi la pisicuțele de apartament, întrucât nu desfășoară o activitate fizică corespunzătoare. Mai sunt și alte cauze. Într-o măsură foarte mică, această patologie implică organe interne, implică sisteme neuroendocrine. Din acest punct de vedere, sexul, de exemplu, animalului ar putea fi o cauză predispozantă? Ar putea și nu. Sau mai degrabă legat de sex, procedura de sterilizare, de castrare a animalelor. Da, aici discuțiile sunt pro și contra sterilizării. Foarte mulți proprietari nu-și sterilizează animalele de companie, au un fel de fobie, nu, că o să se îngrașe, că s-a terminat viața, nu este adevărat. Într-adevăr, există o oarecare parte adevărată, în acest proces, și anume că după operația de sterilizare pisicuțele manifestă un apetit ușor mai crescut, apetit care se colaborează cumva sau se coroborează și cu o lipsă de activitate, o activitate puțin mai încetinită, mai redusă, motiv pentru care aceste animăluțe, această categorie de animale trebuie să primească o mâncare specială. Mâncarea pentru animăluțele sterilizate trebuie să aibă un conținut mai ridicat în proteină și un conținut caloric mai redus. Avem la îndemână în cabinetele veterinare câteva investigații speciale pentru această patologie. Este adevărat că acest lucru presupune existența atât a unei aparaturi speciale pentru obezitate, dar și anumite investigații biochimice. Sunt, de exemplu, analizele hormonale privind determinarea unor hormoni specifici patologiei în obezitate, cum este, de exemplu, analiza prolactinei sau a binecunoscutei leptine, leptină care, la o valoare de peste 8-9 nanograme pe mililitru sânge, deja denotă o predispoziție a animalului pentru obezitate, sau determinarea factorului de creștere insulinic, sau binecunoscutul hormon grelina, o peptidă de natură enterică, care este și cel, de altfel, a cărui cantitate crește imediat după administrarea unui aliment, a rației alimentare în egală măsură la câine și pisică. Din păcate însă, laboratoarele de profil de la noi din țară sunt într-o mai mică măsură pregătite să ofere astfel de informații. Mai putem porni de la ideea simplă să cântărim animalul, ținând cont însă de greutatea pe care acesta a avut-o în stadiu de animal tânăr și vis-a-vis de greutate, de greutatea obținută, să evaluăm dacă s-a îngrășat sau nu. Tot la îndemână sunt niște mijloace zoometrice de măsurare și o să încercăm pe Figaro să calculăm procentul de grăsime și din această perspectivă să apreciem dacă este doar supraponderal, asta înseamnă maxim 10% peste greutatea normală, sau deja tinde către obez, ceea ce înseamnă 40 maxim la sută peste greutatea corporală. Haideți să vedem. O să-i măsurăm circumferința toracică. Și are 45 de centimetri și, de asemenea, lungimea de la patele la calcaneu. ...15 centimetri. Moment în care, cu ajutorul acestor informații, putem calcula procentul de grăsime din organism. Trebuie precizat că sunt anumite formule de calcul. Pentru determinarea acestui procent de grăsime este bine să apelați la medicii veterinari care vă pot ajuta cu efectuarea lor și precizarea unor informații corecte. Procentul de grăsime pentru Figaro în această situație a fost de 43%. Putem vorbi de un animal supraponderal și nu obez, un indicator care ne-ar atrage atenția că deja este un animal obez, ar fi acest procent peste 42%. Deci este cumva la limită, prin urmare doar cu un regim alimentar bine orientat credem că e pe drumul cel bun. Care ar fi primele semne pe care i-ar atrage atenția proprietarului acasă că pisica deja începe să devină un animal supraponderal sau chiar obez? Proprietarii au la dispoziție câteva semne, mă refer la semnele clinice. Nu trebuie să fii cunoscător ca să-ți dai seama că animăluțul tău a depășit greutatea normală. Îndeosebi sunt anumite aspecte fizice. La un animăluț cu o greutate normală, în momentul în care îl mângâiem, în care îl palpăm la nivelul cutiei toracice, ar trebui să simțim coastele. Acestea nu ar trebui să fie vizibile, dar ar trebui să se simtă la palpare. Ar trebui să fie vizibilă, nu mai este cazul acum, este cert, și linia abdomenului. Linia abdomenului dinapoi a rebordului costal. Această linia abdomenului sau talia animalului ar trebui să putem cuprinde talia pisoiului. Nu putem, deci e clar că are ceva probleme cu greutate. Diametrul abdomenului ar trebui să fie mult mai mic decât cel al cutiei toracice. În momentul în care diametrul acesta este egal cu cel al cutiei toracice sau este mai mare, sunt primele semne că animăluțul nu este pe un drum bun. Și de foarte multe ori proprietarul constată așa niște șunculițe care atârnă gravitațional, niște depozite adipoase foarte proeminente, devin din ce în ce mai proeminente cu cât gradul de obezitate este mai mare. Și gâtul începe să se îngroașe, nu mai este la fel de flexibil, motiv pentru care de foarte multe ori animăluțele acestea cu greutate peste limită nu mai reușesc să se toaleteze corespunzător. Apare într-adevăr o patologie asociată. În cabinetele veterinare avem la dispoziție un grafic, un scor de evaluare a gradului de obezitate la câine și pisică. Altfel, o simplă examinare, o simplă palpare a animalului acasă este binevenită să o facă toți proprietarii. Ce consecințe patologice are această, până la urmă, manifestare patologică este și obezitatea, dar antrenează la rândul ei o serie întreagă de alte manifestări. Da. Nu este cel mai important aspectul acesta estetic, aspect care pe unii proprietari chiar îi încântă și nu-i deranjează, sunt animăluțele lor de companie și le iubesc așa cum sunt, deci de foarte multe ori proprietarii nici nu văd că animalul este atât de grăsuț, dar riscul cel mai mare este patologia asociată. De foarte multe ori apar probleme cardiovasculare, vedem că animăluțul obosește la cel mai mic efort, la cea mai mică deplasare, respiră greu, apare o patologie hepatică, de foarte multe ori grăsimile se acumulează la nivelul ficatului, acesta devine mult mai friabil, devine mărit în volum și este predispus spre ruptură hepatică. Datorită surplusului de greutate, într-adevăr apar tulburările de mers, apare... Și ca o consecință a tulburărilor de mers pe aparatul urinar, pe aparatul urinar apar diferite infecții. În general, animăluțele obeze sunt mult mai predispuse către infecții, către a contracta diverse boli. Cum am mai spus, nu se toaletează îndeajuns, de foarte multe ori pielea nu este igienizată corespunzător. Am văzut într-o emisiune anterioară cum putem preocupa animalul ca să-i compensăm lipsa de activitate, cu o serie întreagă de jucării. și l-am avut protagonist pe Yo-Yo. Ce mai putem face pentru a combate obezitatea? În primul rând, în funcție de gradul acesteia, trebuie să decidem dacă hrana pe care o vom administra va fi una de întreținere, dar light, sau o dietă specială. În cazul în care animăluțul are o tendință spre îngrășare, putem să-i dăm acestuia o hrană de întreținere, o hrană normală, o hrană care are un plus de fibre, realizând senzația de sațietate. Această alimentație face ca reducerea în greutate să se facă treptat. Foarte important, se va face pe seama țesutului adipos, fără a afecta țesutul muscular. În cazul în care vorbim despre un animăluț obez, atunci hrana trebuie să fie o dietă, să fie o hrană specială. Este foarte important ca înainte de a administra această hrană, animăluțul să beneficieze de un set de analize, de un consult de specialitate. Aceste analize, după cum ați spus și dumneavoastră, urmăresc o serie de parametri. În primul rând, trebuie să stabilim în ce măsură obezitatea a implicat și alte aparate și sisteme, în ce măsură sunt afectate și alte organe ale animăluțului, alte organe interne. Este foarte bine ca aceste valori să le facă un medic veterinar. Ce putem face noi acasă? Putem să urmăm sfaturile medicului veterinar și să administrăm dieta corect. În primul rând, se va cântări animăluțul la începutul dietei și pe parcurs, pentru a vedea care este ritmul în care acesta slăbește. Slăbirea nu trebuie să fie foarte accelerată. Foarte mulți proprietari se sperie și renunță ușor pentru faptul că nu văd modificări foarte ușor sezizabile, da, foarte rapide. Normal, efectele unei astfel de diete, pentru că de această dată nu mai vorbim de o hrană, ci de o dietă, o hrană direcționată către o anumită patologie, își fac efectul abia după jumătate de an, uneori chiar până la un an. Prin urmare, cuvântul de ordine ar fi răbdarea pentru proprietar, ca să și vedem niște efecte. Pentru că suntem într-un magazin de specialitate, ce produse putem găsi recomandate în această patologie? Sunt produse utile, atât că pentru dietele pentru pisică. Dietele pentru pisică, acestea le vom lua la recomandarea medicului veterinar, deci cea mai importantă este hrana, într-adevăr. Hrana care, după cum am spus, se va da într-o anumită cantitate. Degeaba dăm o dietă dacă îi punem toată punguța la dispoziție, va mânca mai mult și nu facem decât să dăm poate un ban în plus pe ceva care nu o să aibă rezultat. Găsim însă și accesorii. Accesorii care ne ajută pe noi să facem animăluțul să scadă în greutate. Un accesoriu foarte util ar fi acest hrănitor. Este un fel de jucărie. Pisicuța trebuie să caute hrana. Figaro, ia să vedem, ești interesat? Figarul a mirosit, s-a obișnuit puțin cu el. Această jucărie prelungește cumva timpul de ingestie, antrenează pisoiul să desfășoare o activitate fizică, hrana va fi scoasă cu lăbuțele. Este greu de accesat direct să mănânce din astfel. Este cam greu. Pisicuța, dacă nu poate să-și introducă mustățile, va refuza să bage boticul și atunci va prefera să scoată mâncărica cu lăbuțele. Acest aparat are diverse mărimi, da? Diverse grade de dificultate. Este un aparat util, întrucât animăluțele acestea obeze de foarte multe ori mănâncă lacom și ingeră o cantitate mare de hrană, fără a conștientiza acest proces, motiv pentru care acest aparat reduce cumva timpul de ingestie. Foarte importante sunt jucăriile care ne antrenează și pe noi ca proprietari. Să nu uităm că și animăluțele se plictisesc de aceea jucărie și jucăriile trebuiesc înlocuite periodic ca să fie interesante de fiecare dată. Ce mai vreau să fac o precizare legată de hrana administrată în acest dispozitiv. Trebuie să fie cantitatea exactă necesară pentru 24 de ore. Nu vom umple aceste hrănitoare. Trebuie să cântărim hrana administrată, mai ales în situația în care chiar suntem într-un program special de reducere a greutății corporale. O să vă arătăm imediat ce înseamnă cantitatea de hrană administrată unei pisici, în cazul nostru pentru Figaro, pe parcursul unei zile. Am calculat pentru Figaro la cele 6,6 kg pe care le are greutate vie necesarul de kilocalorii pe zi, acesta fiind de 250 de kilocalorii necesare, 250 de kilocalorii energie metabolizabilă. Haideți să vedem cum putem asigura cele 250 de kilocalorii necesare pe zi. Am ales pentru Figaro o mâncare de întreținere, o mâncare light. Nu este o dietă, după cum am spus, este o mâncare de întreținere care îl va ajuta să dea jos surplusul de greutate. Este foarte important atunci când alegem un sortiment de hrană să ținem cont de recomandările producătorului. Pe fiecare ambalaj o să vedem că sunt trecute anumite indicații, este un tabel cu mai multe cifre orientative care ne va ajuta pe noi să luăm decizia corectă. Cantitatea administrată în 24 de ore este foarte important să țină cont și de tipul de activitate pe care îl desfășoară animăluțul nostru de companie. Pentru Figaro, care are o activitate fizică redusă, necesarul la acest sortiment de hrană ar fi undeva la 80 de grame. Cam așa arată și doar această cantitate ar trebui să o mănânce în 24 de ore. În această hrănitoare. Distribuită în această hrănitoare, aceasta are o capacitate mult mai mare, dar îi punem doar această cantitate. Dacă dorim să-i oferim și mâncare umedă, conservă, reducem automat din această cantitate. Trebuie ținut cont că pe aceste ambalaje de hrană specifice animalelor de companie, și mă refer aici la câine și pisică, este de preferat să urmărim cantitățile recomandate pentru că nu apare valoarea calorică pe 100 de gram a produsului, așa cum întâlnim la produsele comerciale destinate uzului uman. Fie apelați la ajutorul specialiștilor în a vă calcula necesarul de hrană din fiecare produs pe care îl dați animalului acasă, fie respectați aceste indicații. În cazul de față, cantitatea recomandată este cuprinsă între 80 și 100 de grame pe zi. Au fost alese cele 80 de grame ținând cont de condiția fizică a lui Figaro. Din calcule, ținând cont de caloricitatea proteinelor, grăsimii și a glucidelor, a rezultatul necesar de 78 de grame pe zi. Haideți să vedem în continuare ce alte produse mai putem întâlni într-un magazin de specialitate din gama dietelor. Din gama dietelor întâlnim foarte multe produse, atât mâncare uscată cât și mâncare umedă. Există într-adevăr o dilemă, foarte mulți proprietari se întreabă dacă să aleagă mâncarea uscată sau mâncarea umedă. Ideal ar fi să realizeze o combinație dintre cele două, întrucât și mâncarea umedă vine cu un plus de beneficii și dacă dorim să ajungem la rezultate foarte bune, este bine să apelăm la aceasta din urmă. Mâncarea uscată este mai concentrată în carbohidrați, în grăsimi, motiv pentru care este mult mai indicată în astfel de situații mâncarea umedă. Dar, pentru că și mâncarea uscată și cea umedă vin cu plus de avantaje, cel mai bine ar fi să le combinăm. Trebuie ținut cont că aceste produse au două caracteristici importante. Pe de o parte, cantitatea de grăsime care în dietele pentru obezitate poate fi mai redusă, pe de altă parte o cantitate crescută de fibre. Este de preferat să folosim din cea de-a doua categorie produsele recomandate de specialiști în magazinele de specialitate, pentru că, așa cum am discutat și într-o emisiune anterioară, la pisică, fibrele, celuloza, nu sunt principala substanță nutritivă recomandată. Și în dietele pentru obezitate, sursa de hidrați de carbon și sursa de celuloză este foarte bine reglementată, cântărită și studiată. În privința managementului obezității, și o să discutăm imediat strict la Figaro, care sunt condițiile de bază? Condițiile de bază sunt foarte simple, nu este un lucru complicat ce avem de făcut. Trebuie să fim atenți și să ne dorim să ajutăm animăluțele noastre. Ce ar trebui să rețină proprietarii? Punctual să-și schimbe comportamentul atât dânsii cât și comportamentul alimentar al animăluțului. Animalul nu poate să-și ia singur hrana, deci trebuie ajutat, trebuie să fim foarte conștiincioși și noi ca proprietari. Deci lucrul cel mai esențial, hrana, alegerea tipului de hrană, cum am spus, comportamentul nostru și să asigurăm o activitate fizică suficientă pentru vârsta care o are animalul nostru de companie. Comportamentului. Al doilea lucru important de făcut în acest management al obezității. Să asigurăm animăluțului activitate fizică. După cum am spus, este util să-i procurăm jucării, să ne jucăm și noi cu animăluțul nostru de companie, să-i achiziționăm recipiente speciale care să-l ajute să aibă o digestie corespunzătoare. Și al treilea lucru? Și al treilea lucru și poate cel mai esențial, să ne asigurăm că îi furnizăm hrana adecvată. Din acest punct de vedere o să începem un program de management al obezității pentru Figaro. Între timp i-am calculat necesarul de kilocalorii în așa fel încât să urmăm o reducere din necesarul zilnic de aproximativ 60%, ceea ce într-un final ne-a condus la un necesar de hrană de 50 de grame pe zi. Pentru că este obișnuit cu această mâncare, va continua să o primească, nu este nevoie să treacă pe o dietă, doar reducerea cantității de hrană, e adevărat, așa cum am spus anterior, pe o perioadă ceva mai lungă de câteva luni, abia după 4-5 luni încep să se vadă cu adevărat efectele. Doar reducerea cantității de hrană va avea, să zicem, maxim un an rezultatele pe care le dorim. Îl vom monitoriza și pe parcursul emisiunilor de la Academia Veterinară vom ține la curent cu starea de sănătate și mai ales cu greutatea lui Figaro. Trebuie respectați acești pași extrem de importanți pentru sănătatea animalului, pentru că în situația în care se produce o pierdere rapidă și considerabilă a greutății, trebuie spus că apar o serie întreagă de manifestări patologice și au fost amintite ceva mai devreme. Pe lângă pierderea masei musculare, care poate avea de la un punct încolo consecințe asupra sănătății animalului, o altă manifestare patologică, lipidoza hepatică. Da, tocmai aici este cheia. Reducerea în greutate trebuie să se realizeze cât mai treptat. Aceste depozite adipoase, odată formate, sunt mai greu de mobilizat, grăsimile, și organismul tinde să le preia din altă parte. În cazul în care reducerea este foarte accelerată, reducerea în greutate se realizează foarte rapid, organismul apelează la țesutul muscular muscular, ceea ce nu este deloc de dorit și atunci practic nu realizăm mare lucru, ba mai mult predispunem animalul și către alte afecțiuni. Iar o altă afecțiune destul de gravă care se poate întâmpla în cazul în care slăbirea este prea accelerată ar fi aceea de încărcare grasă a ficatului, care predispune acesta către o adevărată patologie hepatică. Mai avem la îndemână o modalitate de combatere a grăsimilor de la nivelul organismului, nu foarte greu de realizat la pisică dacă este hrănită corespunzător. Este vorba de aportul suplimentar de carnitină. Carnitina este un aminoacid care se produce la nivelul organismului din lizină și metionină, componente de bază ale alimentației la pisică în special, dar și la câine. O putem suplimenta fie administrându-i animalului 50 de grame, de exemplu, de carne crudă de vită pe zi sunt suficiente. Carnea de miel, iarăși, este o sursă importantă în carnitină, sau o putem procura din magazinele de specialitate, de preferat sub formă pulbere și amestecată în hrana umedă. Aceasta, la nivelul organismului, are rolul de a transforma acizii grași, componente ale lipidelor, la nivelul mitocondriei, la nivelul organismului, în surse de energie, consumând astfel grăsimea din organism. Haideți să vedem care este hrana pe care o putem găsi în magazinele de specialitate și specialistul Animax ne va arăta care sunt categoriile de hrană pe care le găsim. Cum le putem clasifica? Hrana de întreținere, hrana normală, se găsește sub două forme, atât hrană uscată cât și hrană umedă. Ideal ar fi ca din meniul zilnic să facă parte ambele forme de prezentare. Sortimentul cel mai potrivit pentru animăluțul nostru se va face, alegerea acestui sortiment se va face ținând cont de mai multe criterii. În primul rând trebuie să țină cont de etapa de viață, pentru că necesitățile nutritive sunt foarte diferite în funcție de vârsta pe care o are animăluțul. Criteriul ar fi cel legat de vârstă. Cel legat de vârstă, da. Există hrană specială pentru juniori, hrană pentru adulți, cât și hrană pentru seniori. Un criteriu foarte important ar fi acela legat de talia animalului. Este bine că atunci când alegem un sortiment de hrană să ținem cont de talia acestuia. Se cunosc 3-4 talii în funcție de mărimea animăluțelor. Animăluțe mini, cele de talie mică, animăluțele de talie medie sunt cele care, ca și adulte, ajung la o greutate de 25 de kg. Animăluțe de talie mare, peste 25 de kilograme, și animăluțe de talie giant peste 35-40 de kilograme. În funcție de talie o să vedem că dimensiunea crochetei este adecvată pentru a încuraja masticația. Atât ca formă cât și ca dimensiune. Da, da, mai ales că, așa ca să fac o paranteză, câinii au un comportament alimentar puțin mai particular față, de exemplu, de pisică. Ei au tendința de a înfuleca hrana și atunci realizează o mărunțire destul de sumară a acesteia, motiv pentru care este important ca alegerea crochetei să se facă în funcție de talie pentru a încuraja masticația. Și un alt criteriu după care mai multe criterii, avem o categorie largă de produse, alte criterii ar fi activitatea fizică pe care o desfășoară aceste animăluțe, mediul în care ele trăiesc, pentru că necesitățile nutritive sunt foarte diferite ale animăluțelor care trăiesc în casă față de cele care trăiesc în exterior. Sunt categorii de alimente care țin cont de rasa animalului, specifice pentru anumite rase, rase, sunt alimente care țin cont de anumite particularități individuale sau de anumite categorii de animale, cum ar fi animăluțele sterilizate. Vom încerca în continuare să vă arătăm împreună cu medicul veterinar Anca Ivan ce înseamnă pentru un câine de data asta, în greutate de 10 kg, cantitatea recomandată pe zi. Am văzut ceva mai devreme o pisică supraponderală pentru a nu ajunge în aceeași situație și cu câinele. Încercăm să exemplificăm ce înseamnă cantitatea recomandată care să asigure totuși necesarul de kilocalorii pe zi în hrană comercială și în egală măsură în hrană tradițională. Haideți să vedem în privința produselor comerciale, atât hrana umedă cât și hrana uscată pentru un câine de 10 kg la care necesarul de kilocalorii pe zi este în jur de 550 kilocalorii energie metabolizabilă. Cum o putem asigura? Dacă alegem să-i dăm doar hrană umedă, de exemplu, am ales câteva produse aleatoriu, ar trebui să mănânce, de exemplu, cam așa, cam cantitatea aceasta. Aceasta fiind o singură conservă de 400 de grame pe zi. Este tot ceea ce se administrează are nevoie. În 24 de ore să asigurăm acel necesar. Da, sau dacă alegem hrană uscată, este vorba de o cantitate de 150 de grame. Deci doar această cantitate ar trebui să o mănânce în 24 de ore. Acum, ideal ar fi să combinăm, să-i oferim atât hrană uscată cât și hrană umedă, reducând cantitățile corespunzător în funcție de cât oferim din fiecare. Pentru că sunteți specialist într-un magazin, într-un pet shop, într-o rețea de magazine de specialitate pentru animale de companie, se întâmplă în practică acest lucru? Adică, cu siguranță, proprietarii atunci când cumpără, nu cumpără cu 100 de grame. Sunt mai rare cazurile. În general, se cumpără la kilogram, acasă. Sunt dozate corespunzător? Da, sunt proprietari foarte conștiincioși, foarte atașați de animăluțele lor de companie și întreabă cât trebuie să le ofere, cât trebuie să reducă în momentul în care aleg să dea ambele forme de hrană pentru întreținere, dar sunt și proprietari care consideră că animăluțul este foarte fericit dacă îi dă o cantitate mai mare de hrană și animăluțele acestea în timp dezvoltă anumite probleme. În cazul în care alegem o hrană bună, și aici, în magazine, găsim din gama premium, din gama super premium, o hrană completă. Este de ajuns să mănânce doar 400 de grame, pentru că în această cantitate găsim toți nutrienții de care animalul are nevoie, atât să-și mențină starea de sănătate, cât și să desfășoare o activitate fizică. O singură condiție, să nu mai apară acele suplimente, să nu mai apară acele recompense, și acelea sunt binevenite, dar trebuie să le dăm cu moderație. Într-adevăr, câinele este un animal cu un puternic instinct social. El răspunde cel mai bine la hrană ca formă de recompensă, numai că trebuie să ajustăm cantitățile. Recompensele în niciun caz nu ar trebui să depășească undeva la 5% din meniul zilnic. Dacă vom apela și la recompense, automat vom reduce din cantitatea de hrană pe care îi oferim zilnic. Întrucât sunt proprietari de animale de companie și, așa cum am discutat, de căței care preferă să le administreze acestora hrană gătită în casă, și nu discutăm astăzi despre avantajele și dezavantajele unuia sau altui produs, încercăm să sugerăm prin aceste cantități ce înseamnă asigurarea celor 550 de kilocalorii pe zi. Începem cu sursa de carne și aici este o bucată de carne de vită în greutate de 150 de grame, asta însemnând, e adevărat, în funcție de compoziția chimică, însemnând aproximativ 145 de kilocalorii. Această carne poate fi suplimentată cu aproximativ 275 de grame de orez fiert, orez care la rândul lui aduce un surplus de 350 kilocalorii. Se mai poate adăuga morcov, ținând cont că caloricitatea standard a acestui aliment este de 45 de kilocalorii. Adunând toate acestea, inclusiv grăsimea din care, ajungem la asigurarea celor 550 de kilocalorii necesare pe zi, vorbim și repet, pentru un cățel în greutate de 10 kg. Acestea au fost informațiile pentru astăzi, sperăm interesante și utile. Vă așteptăm duminica viitoare, la aceeași oră, când vom prezenta și alte aspecte din activitatea studenților, a cadrelor didactice și a colaboratorilor acestora, precum și o nouă serie de informații utile de dresaj canin. Până atunci ne puteți adresa întrebări în scris la adresa academiaveterinară@tv-h.ro. O săptămână frumoasă să aveți!